Să plece pacificatorii din Moldova! Cerem să fie tras la răspundere criminalul sau cei care au omorât oameni la Nistru! Vadim Pisar de un an nu mai este! De ce autoritățile l-au absolvit de pedeapsă pe cel care a tras? De ce pacificatorii omoară oameni în Moldova? Faptul că autoritățile ruse au absolvit de pedeapsă un criminal sau chiar mai mulți criminali, asta mi se pare deja lipsă de tact. Dacă ei au atâtea posturi de pacificatori, dacă au atâtea mii de oameni în Moldova care de 20 de ani pretind că ne apără, în mod normal trebuiau să-l tragă la răspundere pe cel care a încălcat legea. Dacă îl aperi pe cel care comite o crimă, automat crima sau vina pentru crimă se transferă asupra guvernului. Deci guvernul rus e vinovat de crima respectivă pentru că n-a tras la răspundere omul, cel care a deschis arma. Nu mai zic că Moldova nu are nevoie de armată străină în coaste. Ei au venit acum 70 ceva de ani, 72 de ani și de atunci n-au mai plecat. Când au venit nu ne-au întrebat. Moldova are nevoie de armată rusească? N-aveam nici atunci nevoie, nici acum. Deci ce fac rușii în Moldova? Nu fac decât să perturbe liniștea, nu fac decât să împiedici pe oameni să meargă în câmpuri, nu fac decât să-i streseze, să împuște după ei, să violeze, să omoare. Asta e inadmisibil pentru că Moldova face parte din spațiul european, iar comportamentul asiatic trebuie curmat. Autoritățile Moldovei ar trebui de mult să ia atitudine, să ceară substituirea forțelor pacificatoare, așa numite pacificatoare, rusești, cu forțe internaționale, să ceară sancționarea celor care încalcă legea și măcar de acum încolo să avem un climat de liniște, de stabilitate, nu așa cum a fost în ultimii 70 de ani. Russian Army, go home! Luați armata acasă! Нам не нужна чужая армия! Молдова vrea să trăiască fără pacificatori! Ne-am săturat de controle la vamă! Ne-am săturat de forțe de menținere a păcii! Sunteți rușinea națiunii! Criminalilor! Trebuie să trageți la răspundere criminalii, nu să-i ascundeți!